Dacă la început intenția românilor de a se vaccina împotriva COVID-19 era sub semnul întrebării, acum cifrele arată mult mai bine. Cel mai recent studiu arată că mai mult de jumătate dintre români doresc să se imunizeze, dar dorința nu este definitivă. Inițial, 4 din 10 români erau de acord cu administrarea vaccinului anti-COVID-19, acum sunt aproape 6 din 10. Cei mai dornici rămân vârstnicii de peste 70 de ani, iar tinerii sunt cei mai reticenți în ceea ce privește vaccinarea. Reacțiile adverse reprezintă principala barieră în procesul de imunizare. Dacă s-ar reduce numărul reacțiilor adverse, 28% din tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar fi de acord cu imunizarea. Același răspuns l-a oferit și 30% din românii cu vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani. Intenția de vaccinare a crescut la 55%, iar cei mai mulți care doresc să se vaccineze au studii superioare și sunt din București, Ilfov, din sud-est sau centrul României. Ieșenii însă se arată și ei încântați de încadrarea în cea de-a doua etapă de vaccinare. Bine, oricum trebuie să o facem toți. Deci faceți ca să scăpăm de... Da. Nu luăm de o grijă. Nu. Din prima. Păi, trebuie să o facem până la urmă. Trebuie să o facem toți. Am fost liniștit. Ați venit direct, fără da, să vă puneți da, probleme. Da, da, fără. Am fost liniștit. Ați venit direct, fără da, să vă puneți da, probleme. Da, da, fără. Jumătate dintre cei care nu doresc să se vaccineze s-ar putea răzgândi, iar specialiștii spun că decizia vine ca urmare a informațiilor mult mai clare apărute în spațiul public cu privire la procesul de imunizare. Creșterea informării pe diferite căi, atât mass media, chiar și prin intermediul medicilor de familie, se are loc o informare mult mai de calitate și atunci crește și dorința persoanelor, a crescut nevoia de vaccinare. Studiul a fost realizat în perioada 13 ianuarie-3 februarie pe un eșantion de 1200 de respondenți, cu o eroare de doar 2,8%.